este un artist născut într-o familie de muzicieni, un artist care a crescut în mijlocul muzicii, un artist care a crescut în București, într-un cartier foarte frumos. Ce înseamnă pentru dumneavoastră orașul București? Sigur că pentru mine Bucureștiul reprezintă leagănul copilăriei. Nu știu câți bucureșteni suntem în total, dar cu siguranță cei care ne-am născut la București avem același sentiment de apartenență pe care l-are oricine față de locul în care s-a născut. Eu am fost adus de la maternitate, acasă, cumva în centrul Bucureștiului, în casa bunicilor mei, partea tatălui, acolo unde locuia tata, împreună cu tânăra lui soție, cu mama, și asta se întâmpla undeva în zona Știrbei, Vodă, Popasatu, lângă Cismiciu, într-o casă veche, moștenită de bunica mea, de la tatăl ei, străbunicul meu, negustorul Nichita Nestorescu. Suntem de trei generații bucureșteni. Bunica mea fiind sosită la București la începutul lui 1900, fiind cea mai mare dintre opt frați, venită prin căsătoria cu bunicul meu, care era brăilean, iar bunica a venit de la Buzău. Deci doi moldoveni, să spunem, tata mare găsise de lucru ca tipograf în București, după ce își făcuse studiile în Elveția, și au primit ca veste o casă în București, o căsuță în București, într-o zonă de, să spunem, mici burghieși, foarte mici însă. Pentru că trăiau dintr-o leafă de tipograf. Bunica, desigur, fiind casnică, având doi copii, maximum ce își puteau permite era o menajeră care venea din când în când și ajuta un pic la treburile gospodării. Era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră? Ce amintiri aveți din copilărie legate de oraș, legate de locurile de joacă, de locurile prin care vă plimbați cu părinții? Mare care se ridica deasupra trăsurii.
în minte de câte ori mă întorc la anii copilăriei mici, un București în care lumea avea timp să se plimbe în cișmiciu, se așezau pe bancă, povesteau, vorbeau, citeau ziarul, se așezau la o cafea, la puținele cafenele din cișmiciu, iar eu am moștenit dragostea de București de la tatăl meu, care era un mare iubitor de țară și de București, ca dovadă una dintre lucrările sale simfonice cele mai cunoscute și mai frumoase, poartă numele Bucureștii cu altă dată. O lucrare care a dat și titlul unui dublu album pe care mă bucur că i-a fost editat la Casa de Discuri Electricord. Așa încât, sigur, aș putea să vă povestesc mult și frumos. Mi-aduc aminte de un oraș concret, curat, verde. Asta a fost în prima parte a copilăriei, pentru că noi ne-am mutat de mai multe ori prin diferite zone ale Bucureștiului, până când tata a reușit să stabilească domiciliul în foarte frumosul cartier care se numește Cotroceni. Și unde locuiți și astăzi? Da. Ați vorbit despre Bucureștiul de altă dată. Dacă ați putea să alegeți, ce ați alege? Bucureștiul de altă dată sau Bucureștiul de acum? Dacă ați putea să alegeți perioada în care trăiți. Sincer, aș face o combinație. Dacă aș putea să suprapun erele așa ca niște universuri paralele. De exemplu, când eram studentă, plecam pe jos până la facultate, deoarece eu am fost studentă la Institutul de Teatru, iar la sfârșitul anilor 60, când eu eram studentă, 69-70, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică avea sediul pe cheiul Tâmboviței, deasupra Teatrului Bulandra, la etajele superioare. Acolo erau clasele noastre și de actorie, și de scrimă, și de exerciții de dicție, și de istoria teatrului universal sau de estetică. Acolo era IATC-ul. Da. Mi-aduc aminte cu plăcere de cheiul Tâmboviței de altă dată, care nu era încă betonat. Tâmbovița încă nu era strânsă într-o albie în forma de astăzi. Da. Erau malurile pline de flori, de verdeață, de copaci care crescuseră dezordonat, ceea ce sigur că îi oferea un aspect poem Dâmboviței, care curgea și ea așa cum știa de câteva sute de ani. Nu știu dacă astăzi, așa cum spune foarte frumos un cântec al lui Charles Aznavour, La Boemă, nu știu dacă astăzi acea boemă mi-ar mai place, dar la 17 ani, când mă întorceam de la facultate cu colegi și recitam pe stradă Eminescu, Nichita Stănescu și așa mai departe, și ne glorificam cu câte versuri în plus eram capabil să învățăm, atunci acest chei al Dâmboviței era locul ideal, romantic și, încă o dată repet, boem, pentru a primi curtea unui băiat sau pentru a-ți face vise frumoase de viitor. Sigur că acea lucrare asupra Dâmboviței cu siguranță a fost necesară, ca multe alte lucrări de modernizare a orașului, dar eu tot îl aduc aminte cu plăcere. Aș face o combinație între ce avea București romantic și dulce din totdeauna și utilitatea unor lucrări moderne care să ne fie la îndemână. Probabil așa aș face. Am vorbit despre felul în care vedeați Bucureștiul cu ochii de copil. Cum îl vedeți acum cu ochii unui om matur și ce ați dori să se schimbe în București în următoarea perioadă? E greu de spus, pentru că majoritatea covârșitoare dintre noi, locuitorii Bucureștiului, suntem șoferi auto. Nu avem altă soluție. Da. Cu toții am dorit să avem niște străzi foarte mari ca în America și să avem niște nenumărate locuri de parcare unde să ne putem lăsa mașina când avem treabă prin oraș. Asta nu se poate. Din păcate, n-avem cum să dărâmăm tot Bucureștiul, să facem străzi mai late. Și atunci, bombănind, ne chinuim cu ce avem. N-ar fi frumos și n-ar fi
900 de și ceva, vorbim în general, ăsta e orașul nostru, nu-l mai putem schimba și probabil fiecare dintre noi care locuim la București ar trebui să avem grijă, așa cum e în alte țări, ca în fața blocului nostru, a curții noastre, pe strada noastră măcar, să nu fie gunoaie. Să avem grijă fiecare de locul unde parcăm și așa mai departe, pentru că dacă fiecare dintre noi avem grijă, atunci lucrurile vor arăta mai bine. De exemplu, îmi vizitez cu plăcere o verișoară care stă la capătul cartierului Drumul Tabelii, care e foarte curat, e foarte verde, e plăcut de locuit. Sau alte zone mai depărtate, în Balta Albă, sunt locuri foarte frumoase, exact unde e parcul acest plătit, îmi vizitez diferite. Mă uit că totuși se fac eforturi pentru ca orașul să fie îngrijit, se pun flori, se înfocsesc budurile. Eu iau partea bună a lucrurilor. Poate se fac cheltuieli inutile, poate că anumiți organizatori nu știu bine la timp, unii sunt atați ca un prea mult pe bucare. Eu mă uit la partea bună a lucrurilor. Circulând prin București, în special în ultimii 20 de ani, să spun, ceva se vede că s-a făcut. Există un efort de a avea o capitală mai plăcută, mai curată, mai frumoasă, mai verde. Foarte mulți cunoscuți de-ai mei din alte orașe unde mă duc și când îmi spun, eu n-aș putea să locuiesc la București, nu mi-ar place viața din București. Și știu de ce, noi avem o viață nervoasă, suntem tot timpul obosiți, ne obosește traficul, mașinile, tălăcia, suntem grăbiți, parcă nu mai ne ajunge timpul. Totuși, n-am ce să fac, eu îl iubesc pe acest bătrân București, care se străduie săracul să fie în pas cu vremurile noi. Așa agitat cum e, aveți un loc al dumneavoastră în care vă place să vă retrageți și să stați liniștită, să vă odihniți, așa, să vă limpeziți gândurile și să ieșiți un pic din tumultul ăsta cotidian? Sigur că sunt câteva locuri, în special câteva mănăstiri care, de exemplu, mă duc cu mare drag și cu mare bucurie la mănăstirea Radu Vodă din București, care este aproape de pasajul Mărășești, pentru cine cunoaște Bucureștiul, care e în centru, e lângă Piața Unirii. Momentul în care urci dealul mănăstirii Radu Vodă din București, care e un monument istoric, este ca și cum ai ieșit din orice timp. Toată lumea care vine acolo și se închine la moaștele Sfântului Nectarie are același sentiment de eliberare din cotidian și de bucuria de a se întâlni o stare eternă, divină. Îmi face plăcere să mă duc și în alte cartiere pe unde am prieteni buni. Nu se pune problema să stăm pe o bancă, pentru că e gălăgie, e praf, e fum. Dar putem sta în vara, de exemplu, îmi place enorm de mult că au izbucnit în București terasele. Majoritatea cafenelelor nu-și permit să aibă o terasă, chiar dacă au închiriat o jumătate de trotuar. E plăcut să stai la o terasă. Ce să mai vorbim despre centrul vechi al Bucureștiului, care în fine a fost redat cetățenilor și care este super aglomerat în fiecare vară până să face frig afară și e o plăcere să stai pe trotuar, pe un scaun, pe o canapea, pe un fotoliu, să bei o cafea, un suc și să fii și în natură și în același timp și în oraș. Sunt foarte multe locuri plăcute și nu mă îndoiesc că alții le știu mai bine ca mine. Într-un interviu pe care l-am făcut împreună prin 2000-2002, spuneați că v-ar plăcea foarte mult să locuiți la malul mării. Asta ar presupune să plecați din București sau să aducem marea la București? Sigur că eu, ca multă lume, ador marea. Sigur că nu odată m-am gândit ce ar fi să mă mut la Constanța. Constanța fiind
să zicem, orașul cel mai important de la malul mării, fără discuție. Dar, practic, în primul rând am treabă la București. Foarte mulți spun că la București se dă ora exactă, ca în orice capitală a lumii. Dar nu de asta. Sigur, e greu să te muți în alt oraș, să schimbi complet locuința, prietenii. Chiar dacă acum e doar la două ore distanță, în fine, terminându-se puțina noastră autostrada Soarelui, e gata, ajuns la mare în două ore, două ore în sfert. Rămân cu nostalgia mării și profit de orice invitație de a cânta la mare pentru a mă duce, indiferent de anotimp, până acolo. Nu s-a povestit că toamna și iarna nu mai e la fel de romantic, dar mie tot îmi place marea și tot mă duc la Constanța, chiar și pe viscol, măcar să văd cum arată malul mării înghețat câteodată. Și plaja cu zăpadă, da. Da. Dacă ar veni un străin, o persoană din străinătate în București pentru prima oară, ce i-ați recomanda să vadă? Bine, sigur că la început l-aș întreba pe el, pe acel străin, care sunt preocupările lui. De obicei, străinii își fac lecțiile acasă. Ei când pleacă într-o excursie, afară de cazul în care vin într-o delegație, dar și așa, ei cam știu ce au de vizitat într-un oraș. Tata foarte frumos spunea că o călătorie începe acasă. Te duci la Roma, știi că vrei să vezi Coloseumul și coloana lui Traian, să-l vezi pe Decebal acolo cu toți luptătorii noștri de altă dată. Cam știi ce ai de văzut la Roma. Așa și la București. Ei cam știu, ei vin cu lecțiile făcute. Totuși, eu l-aș întreba pe acel străin ce ar vrea să vadă. Vrea să vadă orașul vechi, vrea să vadă Casa Poporului, care e una din atracțiile mondiale la ora asta, fiind una dintre cele mai mari clădiri din lume. Vrea să vadă un muzeu, vrea să vadă parcurile Bucureștiului, care sunt destule și frumoase. Și apoi, probabil, fără să vreau, așa cum am pățit cu mulți prieteni stabiliți în străinătate, care s-au întors după 20-30 de ani, probabil aș face acelui străin un tur al orașului după gustul meu. Probabil i-aș arăta și alte locuri din București mai mici. Mi-ar permite și faptul că sunt cu o mașină mică, nu cu un autobuz. Da. Și i-aș arăta locuri care nu există. Acum depinde și de gradul de prietenie pe care l-aș avea cu acel străin, pentru că dacă nu mi-a apropiat, nu l-aș duce, de exemplu, să-i arăt un cartier care a existat lângă Bulevardul Ștefan cel Mare, care este demolat de 30 de ani, cartierul copilăriei mamei mele, unde era un ghetou mare de populație de armeni, și care locuiau în căsuțe mici, pe niște străduțe foarte mici. Sincer, astăzi nici nu mai mi-aduc aminte exact cum se ajungea acolo, pentru că sunt atâtea blocuri uriașe care s-au construit, că mi-ar fi greu să reconstitui, dar pot să-i arăt în ce parte a bulevardului exista acest ghetou de armeni, de unde puteai să cumperi cafea, râșnită proaspăt, chiuzum, babic, pastrama armenească, unsă cu cement și multe alte delicii și bunătăți care momentan probabil nu mai există sau există la supermarketuri și le identifici mai greu. Da. Dar mi-aș arăta foarte multe zone ale Bucureștiului unde s-au întâmplat ori evenimente importante mie, ori evenimente importante orașului despre care am auzit, am citit sau poate chiar le-am trăit. Chiar așa, care este locul în care vi s-a întâmplat cel mai frumos eveniment? N-aș putea să identific unul singur. Cu siguranță, acel institut de teatru aflat deasupra teatrului Bulanda, sala Izvor, cu care am vorbit, este un loc unde mi s-a întâmplat probabil unul dintre cele mai importante evenimente ale vieții mele sociale, și anume faptul că în vara lui 1967, când eram absolventă de bacalaureat și aveam 17 ani, am participat la
Lisa. Din sute de candidați am fost aleși 6 fete și 10 băieți. Și erau sute de candidați afară care își încercau norocul să intre la teatru ca actori. Sigur că mai erau examenele de intrare la regie de teatru, regie de film, scenografie, critică de teatru, estetică, etc. Acela este un moment extrem de important, pentru că dacă n-aș fi fost admisă la teatru, ca tânără actriță, aș fi făcut conservatorul de muzică, având studii de muzică simfonică la bază. Am fost violonistă și pianistă la școala de muzică numărul 1 din București. Dacă n-aș fi intrat la teatru, ca tânără studentă, cu siguranță aș fi urmat o carieră muzicală și aș fi intrat la conservator, ori la clasa de vioară, ori la compoziție, pedagogie și probabil viața mea artistică ar fi luat o altă întorsătură. Deși, și așa, probabil tot aș fi debutat în 1970 la un concurs de televiziune care se numea Debuturi, regizat de un mare om de televiziune care s-a numit Sorin Grigorescu, plecat dintre noi mult prea devreme, la 40 și ceva de ani, și tot muzică ușoară aș fi făcut sau ceva legat de scenă și de televiziune. Tot asta aș fi făcut, dar sigur că momentul acela a fost extrem de important. Sigur, mi-aduc aminte de zona din cartierul Dorobanți, unde exista vechiul sediu al TVR, în strada Molière, un sediu mic, cu totul nesemnificativ. Era în plan, exista un plan de construire a unui sediu nou a televiziunii române, care era singura televiziune din România în acei ani. Dar eu împreună cu alți colegi ai mei de la teatru făceam figurație la studiourile TVR-ului care erau în strada Molière, la regretatele sări de teatru de vechi, care nu mai există, din păcate, poate le mi-a cineva. În fiecare lună exista cel puțin câte o piesă de teatru care se monta cu decor, costume, peruci, bărbi și așa mai departe, în studiourile TVR, chiar în alea vechi, în care nu era loc și în care nu erau condiții nici de aer condiționat, nici de alte fițe, să le spunem în ghilimele, moderne. Iată o altă zonă în care mă duc cu plăcere. Ulterior s-a construit sediul TVR din Dorobanți, de care mă leagă absolut toată cariera mea. Ăsta ar fi un alt punct turistic pe care l-aș arăta unui străin. În afara faptului că și astăzi rămâne o construcție frumoasă, la ora când a fost terminată, prin 70, era ultimul răgnet al modernității arhitecturale și nici astăzi nu mi se pare că s-a demontat această clădire. Ce ați ura orașului la împlinirea 555 de ani? Să rămână un organism viu, să se bucure de edilii care să-l iubească, care să-l poată moderniza atât cât suportă orașul. Le-aș ura bucureștenilor să fim mai îngăduitori și mai plini de înțelegere pentru concetățenii noștri, pentru că mai mult sau mai puțin toți suntem ușor bolnavi de nervi în trafic. Și asta e problema numărul unu a bucureșteanului, pentru că acasă la noi putem fi fericiți. În momentul în care am învârtit cheia în contact și trebuie să plecăm undeva, brusc devenim isterici. Da. Pentru că știm ce ne așteaptă în trafic. Totuși, constat, față de începutul anilor 90, când se conducea cu totul aiurea prin București, constat că bucureștenii sunt mai atenți cu traficul. În orice caz, eu îi consider pe bucureșteni, fără glumă, niște șoferi excepționali. După criteriul cine conduce în București, poate conduce oriunde. Însă și faptul că nu ne lovim în permanență unii de alții, e meritoriu. Înseamnă că suntem șoferi buni. Eu venit din America în 94, după 5 ani de absență, mi-a luat un an și ceva până am avut curajul să conduc în București. Mie plăcând
alții. Sigur. Deci, le-aș ura bucureștenilor sau celor care vin în București, în primul rând să fie sănătoși, să aibă viața împlinită, să se bucure de realizarea celor mai importante nevoi, să fie mulțumiți, să poată să fie mulțumiți de viața lor. Orașul în sine îi urez încă o dată și manageri buni care să modernizeze orașul fără să îi strice parfumul de târg al bucureștilor de pe malul unei ape nu foarte importante cum e Dâmbovița. Mi-ar place într-o zi să văd pe Dâmbovița, dar probabil că nu se poate, să văd ambarcațiuni mici, restaurante care se construiesc pe un vapor și să poți cobori ca la Paris pe un vapor să bei o șampanie. Hai la 555 de ani de atestare documentară a orașului să visăm frumos, pentru că e știut faptul că visele la început sunt doar o imagine holografică. Dar în momentul în care crezi foarte tare într-un vis, el s-ar putea chiar întâmpla. Da, vă mulțumesc din suflet pentru discuția asta extrem de agreabilă, cum de altfel sunt toate discuțiile pe care le avem împreună. Mulțumesc, Marina!